Dragi bărbați, vă pup, vă îmbrățișez, vă felicit. Am trecut cu bine de 1 martie, am trecut cu bine de 8 martie și acum să ne bucurăm, în ziua noastră. La mulți ani, dragi bărbați, la mulți ani mucenicilor. Voi sunteți adevărații mucenici, să trăiți. 40 de mucenici, cei 40 sau 44 de mucenici. Cu voi trebuie să mă sfătuiesc. Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Nicu Bendea vă salută, clopoțelul a sunat, voi pe canal ați intrat. Rima este de fițat. Numai dileme am în dimineața asta. Sunt 40 sau 44 de mucenici. Legenda biblică spune că au fost 44 de mucenici. Noi am preluat tradiția cu 40 de mucenici, dar Guță, când i-a făcut imnul electoral lui Băsescu, zicea că bărbate sau soție după votare vom bea 44 de pahare, deci sunt 40 sau 44 de mucenici, lămuriți-mă voi în comentarii. Paharele cum să fie, mici sau mari, mi-am adus tătă vesela cu mine, explicați-mi și mie, numai dileme, că omul fără dileme e ca șoșoacă fără Facebook. Spuneți-mi și mie ce pahar să folosesc, ăsta din dreapta sau ăsta din stânga. După cum se vede, fără nicio preparație, nu am niciun lichid comă promițător în ele. Lămuriți-mă, da? 40 sau 44, cu ce le umplem? Sună bine. Cu ce le umplem și cât le umplem? Bineînțeles că dacă le umplem cu vin, merge paharul mare. Vă spun sincer, eu de-aseară m-am apucat. Cor fi 40, cor fi 44, după 21 nu mai știi nimic. Eu de-aseară m-am apucat ca să fiu la zi. Adică în ziua de astăzi să reușesc să fac normă. Că nu ne merge bine tot anul dacă nu bem 40 sau 44 de pahare cu vin sau cu pălinca aferentă. Bună dimineața, Nicu Bendea vă salută și vă arată că bea din ceașcă ce? Cafea. Cafea dată de soacră, numai ca să fiu cu minte. O zis, bea mă cafei, lasă tăriile că nu-ți deține că e capul slab, apropo. Socra, nu zice 40 de mucenici, zice 40 de ucenici, parcă ar fi Alibaba și cei 40 de hoți. Primul dintre ei sunt eu. Cafea, nu-i de pe buymeacoffee.com/nicubendea, e din pensia soacrei, a primit pensia soacra, ieri a primit pensia, motiv de bucurie. Cea mai mare sărbătoare după Paști Crăciun este ziua în care soacra, e ziua în care soacra primește pensia. Cum sunteți? Ce faceți? Ați trecut cu bine, dragi bărbați, de weekendul ăsta. Aștept în comentarii părerile voastre. Deci, 40 sau 44 de mucenici, pahare mici sau pahare mari, umplute cu vin sau umplute cu țuică. Nu contează, dar trebuie să le bem. Că de băutură nu facem niciodată risipă. E un studiu la nivel european. În România, 1,3 milioane, că nici n-am putut citi, 1,3 milioane de tone de mâncare se aruncă la gunoi. Risipim tot. Dacă nu ne place la gunoi, nu ne place la... Și cum să colectăm selectiv? Aruncăm la ghenă și asta e. De-aia avem bugetul cum îl avem. Klaus Iohannis a promulgat bugetul anului 2021. După ce l-au promuls ăștia în Parlament, acum el l-a promulgat. Avem buget. De ce avem buget? Pentru că s-a eliminat gratuitatea transportului pe tren pentru studenți. Săraci studenți! Slavă ție, studenție, să ne fii mereu un scut, numai datorită ție universitatea sa. Noi avem acum un nume cel mai frumos de pe pământ. Hei! Să-l cinstim cum se cuvine, fiindcă ui un nume sfânt. Mișcarea fotbalistică, mișcarea sportivă din Cluj, legată de medicul Iuliu Hațieganu, care spunea că e important să participe, e important să ai o condiție fizică, e important să faci mișcare, e mai important decât să câștigi trofee și medalii. În fine, da, asta este. Asta este. Studenții nu mai au gratuitate pe tren. Eu m-am prins de asta până în anul 3 de facultate, că aveam carnetul vizat la zi. Eu sunt din Sohodol, Alba, lângă Câmpeni. Din Cluj-Napoca în Sohodol, 132 de kilometri, nu puteam să-i parcurg cu trenul, că se desființase Mocănița. Și atunci m-am dus spre capitală, aveam 50% reducere, nu 100% reducere. M-am dus spre capitală, am văzut că n-au nevoie de mine și m-am întors înapoi. Dar cum mergeam de la Cluj-Napoca la Câmpeni? Cu autobuzul. Și ce foloseam? Că n-aveam gratuitate, foloseam
tușa viorică fiertată, Dumnezeu să o odihnească acolo unde îi, avea cupoane de veteran. Unchiul, pe care nu l-am cunoscut, fusese veteran de război și avea cupoane. Eu și cu vara mea, cu Jenica, împărțeam cuponele. Ce se întâmpla? Dădeam un cupon de veteran și încă jumate din prețul biletului îl plăteam cash. Și era ok. Șoferul Domin ne-a ajutat Dumnezeu să-l ierte și pe el. Ai de capul meu că te uiți în urmă și vezi numai cruci și morminte. Da, e bun. Și cu trenul, cum v-am zis, m-am dus la București de câteva ore, am văzut că n-au nevoie de mine și m-am întors aici în Cluj. Unde nici aici n-au nevoie de mine, dar volens, doles, vrând, nevrând, am rămas. Da? Și de ce avem încă buget bun? Pentru că s-a înghețat punctul de pensie. Punctul de pensie, nu vreau să înjur, așa că beau o guriță de cafea. Știți că voi când aveți disponibilitate sufletească, nu materială, donați o cafea pe buymeacoffee.com/nicubendea, da? O îngheță punctul de pensie până la anul. În pauza asta s-au putut auzi în fundal în jurături bilingve. Da. Miron Cosma, ce a zis Miron Cosma? Zice, eu Miron Cosma și el nu știe cu ce să mai iasă în evidență. A zis, zice, eu am făcut primul festival al berii. Da, domnul Miron Cosma. Și tot dumneavoastră ați făcut primul festival al bâtei. Tolerat de Ion Iliescu. Powered by FSN. Luam azi de colbas, da. Adrian Năstase, această Casandra, această prezicătoare de gânduri negre, spune... Mulți membri din PSD care sunt acum în Parlament or să evadeze, vor evada din PSD și o să treacă la PMP. La sfârșitul acestei legislaturi, PMP-ul, care deși nu e în Parlament, s-ar putea să aibă procent. Și încă o chestie a spus Adrian Năstase. În 2024, candidatul stângii, candidatul PSD-ului la funcția de președinte o să fie Mircea Joană. Mircea Joană, care doarme pe covorul de la ușă, de la intrare, dacă nu lasă soaca să intre înainte, Mircea Joană, omul cu pungi, are niște pungi, Joană, n-avem noi gaze în Marea Neagră câte pungi au ei sub ochi Mircea Joană, va candida de președinte în 2024. Mihaela Joană e pregătită pentru încă o noapte să fie prima doamnă a României. Mihaela, dragostea mea, ea e obișnuită. O noapte îi destul. Un studiu spune că sepiile sunt la fel de inteligente precum cimpanzeii, dar destul despre parlamentarii României. Mă și miram cum să nu fie sepiile la fel de inteligente sau chiar mai inteligente decât cimpanzeii, din moment ce, nu-i așa, sepiile secretă un fel de cerneală. Mai urmează să le dăm un toc, să le dăm o peniță și să scrie frumos. Da? Asta este la mulți ani Bianca Drăgușanu. Astăzi este ziua internațională, ziua mondială a păpușii Barbie. Barbie. Bărbia. La bărbia a luat și a croșeie. Ai grijă, Bianca Drăgușanu. Ai toate condițiile de a te manifesta ca păpușă Barbie. Dar păi, să-i și trăznească cel de sus pe cei care ori atenta la pudoarea ta și cu pumnul să atenteze. Să te iubească așa cum ești, o femeie deschisă. Prea larg pentru unii, o femeie cum să cade, din Petroșani, de aici din Transilvania, că la prea mulți ți-ai deschis cartea și ai arătat filele și de aia ai luat și croșee. La mulți ani să fii fericită, să fii iubită, să fii diamantele astea, îți plac, poate-ți dă ăsta, fostul primar de la sectorul nu știu care, diamant, nu mai contează. Noi să fim sănătoși, lămuriți-mă, da? Deci, 40 sau 44 de mucenici. Ce recipient folosim ca să bem cele 40 sau 44 de pahare? Spuneți-mi în comentarii. Deci că știi pe fiul lui Măsa. Ăsta e fiul lui maică-sa. Da. Ce sună, ce cristal, ce boemia, ce boemă. Cafeaua, după cum v-am spus, din pensia soacrei. Cum e pensia soacrei, așa e și cafeaua. Puteți dona pe buymeacoffee.com/nicubendea. .com. Ardeleneaște, eu lungesc .com. Și mai hai odată primăvară, dragă primăvară, că stăt cu pufaica pe mine. Nu mai suport. Nu, trebuie să-l iau ceva. O vestuță, un treling, un ceva.
Săptămână ușoară, săptămână plăcută, mari, trei ceasuri rele, le-am depășit împreună, da? Vă aștept în comentarii. V-am pupat, numai bine. 44 de pahare. Și o să-ți dau după votare 44 de pahare. Și dacă nu bei aceste pahare, o să-ți fac niște grătare.